Salutare! Astăzi vom vorbi despre asigurări. Nu, nu o să vindem asigurări pe acest canal, mai exact despre asigurarea obligatorie a unei locuințe. În acest videoclip vreau să cunoaștem ce înseamnă PAD și de ce este necesar pentru o locuință. Însă, după acest videoclip, va urma un alt videoclip unde am să-ți explic alte detalii complementare. Pentru asta, ți-aduc aminte de butonul de subscribe de aici, pe care îl găsești chiar acum aici, și de butonul de like, care este foarte important. Apasă și clopoțelul ca să poți primi notificări, mai ales când eu o să public următorul videoclip. Dacă vrei să susții următoarele videoclipuri, poți apăsa și butonul de membru și în felul acesta vei deveni un membru susținător și pentru asta îți mulțumesc în mod anticipat. Ce înseamnă acest PAD? Așa cum la mașini avem nevoie de o asigurare RCA pentru a circula, un document obligatoriu, la fel avem nevoie și pentru o locuință. Acest document este obligatoriu a fi încheiat pentru orice construcție funcțională, deci nu îți recomand să treci cu vederea aceste informații. Așa că stai alături de mine până la final. Contract PAD. Contractul PAD, asigurarea împotriva dezastrelor naturale, este primul pas în asigurarea locuinței. Această asigurare, care se regăsește prin acest contract de tip PAD, acoperă daunele produse asupra locuinței de inundații, din cauze naturale, cu tremure sau alunecări de teren. Prin contractul denumit PAD sunt acoperite aceste daune produse locuințelor ca urmare a unui dezastru natural, ca efect direct sau indirect al acestora. Obiectul asigurării îl reprezintă locuințele situate pe teritoriul României, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, din mediul rural sau urban și care sunt înregistrate în evidențele organelor fiscale și pentru care s-a păstrat în fapt destinația de locuință, deci nu trebuie să aibă destinația schimbată de-a lungul timpului. Locuințele situate în clădirile expertizate în condițiile legii de către experții tehnici atestați și încadrate în clasa 1 de risc nu pot fi asigurate pentru niciunul din riscurile incluse în polița PAD. De asemenea, nu pot fi asigurate anexele, dependențele, dotările și utilitățile care nu sunt legate structural de clădirea în care este situată locuința asigurată și nici bunurile din interiorul locuinței. Adică nu poți asigura garaj, șopron sau alte chestii de prin curte, adică alte construcții denumite anexe. Informare privind PAD. În conformitate cu prevederile Directivei Uniunii Europene 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului European din 20 ianuarie 2016 privind distribuția de asigurări, puteți accesa acest document pe linkul de mai jos pe care am să vi-l las în descrierea acestui videoclip ca să puteți afla mai multe detalii pe care le veți putea citi acolo pe îndelete fără grabă. Este obligatoriu să-ți asiguri locuința împotriva dezastrelor naturale printr-o astfel de poliță denumită PAD. Acum, ai o locuință fără PAD? Ei bine, află că ai nevoie de această asigurare care este obligatorie. Dacă proprietarii, fie ele persoane fizice sau juridice, nu își asigură locuințele pe care le dețin, în cazul unor dezastre naturale, calamități, cum le mai cunoaștem în anumite situații, definite conform legii 260/2008, nu vor putea primi despăgubiri din partea bugetului de stat sau al celui local pentru eventuale deteriorări ale locuințelor. În plus, neîndeplinirea acestei obligații de asigurare a locuinței reprezintă și o contravenție sancționată cu amendă cuprinsă între 100 și 500 de lei. Adică, na, cam ăla e costul unei asigurări decente. Despre primele de asigurare putem să aflăm următoarele lucruri. Prima de asigurare denumită PAD, locuință tip A, cu o valoare asigurată de 100.000 de lei și o primă anuală de asigurare de 130 de lei, reprezintă o construcție cu structură solidă din beton armat, metal sau lemn sau cu pereți exteriori realizați din materiale precum piatră, cărămidă arsă, lemn sau alte materiale tratate termic și sau chimic pentru rezistență. Locuința de tip B, asigurată pentru suma de 50.000 de lei cu o primă anuală de asigurare de 50 de lei, este definită ca o construcție cu pereți exteriori din cărămidă, nearsă sau din alte materiale care nu au suferit un tratament termic, cum ar fi, nu știu, chirpiciul. Da, nu mai avem noi case din chirpici. Din punctul meu de vedere, 130 de lei, nu știu, taxa anuală sau, mă rog, cât ar costa o astfel de asigurare, este o sumă infimă. Important este să înțelegi că acest document e bine să nu îl folosești niciodată și din punctul meu de vedere titlul ăsta de obligatoriu nu e ceva nu știu, care să comprime nevoia de a alege un astfel de produs, adică este cât se poate de decent. Cred că ar fi bine să luați în calcul chiar și alte tipuri de asigurări pentru a vă proteja investițiile voastre. Sper eu că am fost cât se poate succint cu privire la acest document, pentru că se tot vehiculează prin
spațiu public diverse informații, unele dintre ele mai eronate decât celelalte, dar rămâi alături de mine pentru că vor urma și alte videoclipuri în legătură cu acest subiect, pentru că sunt și alte detalii de dezvoltat pe marginea acestui subiect. În altă ordine de idei, îți aduc aminte de butonul de subscribe pe care îl găsești chiar aici, apasă și butonul de like dacă ți-a plăcut acest videoclip și nu uita de clopoțel, pentru că în felul acesta vei avea acces la notificările care vor veni atunci când voi publica alte videoclipuri noi. De asemenea, dacă vrei să devii și membru al acestui canal, ai aici butonul de join sau de alătură-te și în felul acesta vei avea acces la diferite materiale dedicate membrilor. Până data viitoare, te salut și spor la treabă!